Este ora 15. Bine v-am regăsit la Studio Politic. Eu sunt Andreea Dumitrescu și împreună vom urmări principalele informații ale zilei. Începem cu premierul pro-rus al Slovaciei, care este încă în stare gravă după tentativa de asasinat de ieri după amiază. Atacatorul său a fost pus sub acuzare și riscă o pedeapsă de cel puțin 25 de ani de închisoare. Liderii politici din țară fac apel la oprirea campaniei electorale, unde confruntarea taberelor a ajuns de la un discurs al urii la un atac armat. În plan intern vorbim despre măriri salariale de până la 40%, care sunt cerute de diferite categorii de angajați de la stat. Premierul anunță că se poate face ceva pentru muzeografii care amenință cu grevă, însă în contextul acesta al nopții muzeelor, aceasta ar putea fi boicotată. În schimb, guvernatorul Băncii Naționale susține că trebuie luate măsuri de reducere a cheltuielilor, pentru că deja datoria publică a depășit 50% din PIB. Tot pe plan extern, toți ochii sunt astăzi ațintiți pe China, unde Vladimir Putin a fost primit cu mare fast de omologul său de la Beijing. Este prima vizită externă a dictatorului de la Kremlin după preluarea celui de-al cincilea mandat. China a jucat un rol crucial în a ajuta Rusia să reziste sancțiunilor internaționale și susține economic și industrial efortul de război al Moscovei în Ucraina. Ne întoarcem acum la subiectul zilei. Europa este în șoc după ce premierul slovac a fost împușcat în plină stradă. Robert Fico se află încă în stare gravă, dar stabilă. Acum autoritățile de la Bratislava caută soluții ca tensiunile și așa în creștere să nu escaladeze. Emma Stoica și Gabriel Necșulescu sunt trimiși speciali ai Digi24 în Slovacia. Emma, ai stat de vorbă, știu, cu oamenii de acolo. Ce spun, cum văd aceștia situația din țară acum? Chiar în urmă cu puțin timp mă uitam, pentru că aici în jur sunt așteptați cei doi președinți. Pe de o parte vorbim de președintele care încă este în funcție și cel care a câștigat alegerile la spitalul unde este internat Robert Fico, pentru a-l vizita și pentru a ține un discurs, o conferință de presă. Și mă uitam la oamenii care sunt aici, care am și reușit cu o parte dintre ei să stăm de vorbă. Mulți sunt încă sub șocul la ceea ce s-a întâmplat aseară, pentru că, deși există într-adevăr foarte multe critici care îi se aduc în momentul de față premierului slovac și mai ales măsurile pe care le-a luat în toată această perioadă de când este în fruntea țării, și nu mă refer doar la cele ultimele 6 luni, ci în ultimii 10 ani, oamenii spun că nu se așteptau ca acest incident să aibă loc, mai ales că vorbim despre o țară democratică. Și am văzut foarte multe reacții, inclusiv din partea jurnaliștilor de aici, din Slovacia, cu care am reușit să stăm de vorbă, care spuneau că, deși există aceste critici, democrația ar trebui să învingă la final și criticile aduse unui executiv nu trebuie să se transforme în astfel de acte asupra politicienilor și cei care guvernează țara. Sunt foarte mulți oameni dezamăgiți de ceea ce se întâmplă în Slovacia, mai ales după ce a avut loc asasinatul la adresa jurnalistului de investigații, care se ocupa tocmai de investigații legată de partidul pe care îl conduce Robert Fico. Nu s-au schimbat foarte multe lucruri, chiar din contră, în momentul de față putem să vorbim de faptul că suntem destul de departe să vedem un deznodământ în cazul acelui asasinat, pentru că parchetul special care se ocupa și de acest caz a fost desființat de Robert Fico. Pe de altă parte, oamenii spun că în momentul de față tensiunea este destul de mare și am văzut și toate acele declarații venite din partea oficialilor, care spuneau că în perioada următoare recomandă partidelor să nu mai facă campanie pentru alegerile europarlamentare, să stea cât mai mult poate în interiorul sediilor, nu în meeting-uri pe care le-am văzut, cum a fost și cel de ieri, când Robert Fico ieșea de la ședința de guvern, s-a dus să vorbească cu oamenii în moment în care a fost împușcat de bărbatul de 71 de ani.
Mulțumesc, Emma, pentru toate aceste detalii. Acum îl am alături de mine pe colegul nostru Andrei Negusiu, jurnalist Digi24, cu care vorbeam astăzi despre faptul că în Slovacia această tentativă de asasinat nu este una singulară. Din nefericire, celelalte tentative au avut și succes și avem aici în imagini câteva exemple încă de la sfârșitul anilor 90 și până aproape de zilele noastre. Diferite cazuri celebre de asasinat în Slovacia, politicieni, un fost ministru al economiei, un fost primar, dar cel mai de notorietate caz, putem spune, este cel al jurnaliștilor de investigație, despre care ne spunea și Emma mai devreme, care până la urmă, uite, au dus la îndepărtarea lui Fico de la putere și cumva el s-a revendicat așa ca un politician care ar putea să facă dreptate în acest caz, deși era investigat de acești jurnaliști și a fost forțat să demisioneze când a revenit la putere. Ai dreptate, ceea ce se întâmplă acum în Slovacia, din păcate, nu este o premieră. Noi am selectat trei cazuri și avem aici, practic, un oligarh, un jurnalist și un oficial local, un primar. Toți au căzut victimă unor răzbunări, unor tentative care până la urmă, iată cum spuneai, au avut succes. Cronologic îl avem pe un fost ministru al economiei și mare oligarh, da, a condus societatea de gaz a Slovaciei și de mandatele sale au fost legate multe probleme legate de corupție. El a fost asasinat în holul blocului în care locuia, în stil mafiot, de aproape. Autoritățile au spus că atacatorul l-a așteptat în hol și în momentul în care a revenit din oraș l-a executat fără discuție. De altfel, execuțiile în fața casei sau chiar în casă par să fie un leitmotiv, din păcate, pentru că după aceea îl avem pe acest primar. La adresa lui fusese deja o tentativă de asasinat eșuată, nu a primit protecția necesară, el însuși a cumpărat o vestă, dar nu o purta foarte mult timp. Cu atât mai puțin în casă, pentru că și în cazul domniei sale, tot în casă s-a întâmplat. Exact, și asasinatul a avut loc în 2010, iar cel mai recent și care de altfel a șocat și cel mai mult societatea slovacă a fost asasinarea acestor doi tineri, Ian Cuciac, jurnalist de investigații, investiga acte de corupție în momentul în care a fost executat, în casă împreună cu iubita lui. Pur și simplu au intrat peste ei și au executat în stil mafiot. Există o linie comună. Da. Din păcate, iată că există foarte multă violență într-o țară la care nu te-ai fi așteptat, o țară foarte mică. Poate că mica Rusie nu nici la Viena, nici la Budapesta, mai degrabă modelul rusesc pare copiat în Slovacia. Și iată că am ajuns la premier în funcție. O țară membra Uniunii Europene, o țară care chiar are moneda euro, uite, pe care noi nu avem, de exemplu, dar care are astfel de situații. Din păcate, există foarte multe informații despre clanuri mafiote foarte puternice, asupra cărora politicienii nu s-au plecat așa cum trebuie și atunci evident că există suspiciuni și acuzații de infiltrare a tuturor autorităților la diverse paliere, fapt pentru care fie scapă nepedepsiți, fie sunt foarte greu prinși, fie își permit, au curajul să facă astfel de lucruri, astfel de asasinate, pentru că vorbim în continuare de un fost ministru, un om foarte bogat și influent, vorbim de un primar, de asemenea un membru al un reprezentant al administrației locale, dar vorbim și de un jurnalist. Da? Aveau 27 de ani acești doi oameni în momentul în care a venit ordinul să fie executați. Procesul, mai ales procesul lor, a fost urmărit cu foarte, foarte multă atenție. Și se spune chiar tergiversat, pentru că ne uităm. Da? Să le reamintim celor de acasă că acești jurnaliști chiar investigau fapte de corupție în jurul numelui și afacerilor premierului Robert Fico și el cunoscut ca un pro-rus. Nu doar atât, ce face astăzi Robert Fico de când a revenit la putere pe un mesaj populist, pe un mesaj extremist,
vine și ce face? Ia măsuri în justiție. Nu ne amintim că au fost discuții și la noi în țară de... Justiție, presă. Justiție, da, și presă, și televiziunea publică este vizată. Da, desființată, da? O instituție extrem de importantă, o procuratură specială care chiar trebuia să facă lumină în acest caz. De cazuri. Și acum pare să fie o tergiversare acolo încearcă să desființeze televiziunea națională. Să înlocuiască pur și simplu cu o altă televiziune obedientă, pentru că, din păcate, acesta este modelul. De altfel, urmăream declarațiile miniștrilor săi de ieri și până astăzi. Iată, sunt 24 de ore, dacă stăm să ne gândim. Ministrul de Interne vorbește că suntem în pragul războiului civil, ceea ce evident că este o exagerare. Un alt ministru acuză presa și opoziția de discursul urii, deși discursul populist a fost de partea premierului Fico în alegerile care au adus acest mandat nou de premier, este foarte puțină înțelegere. Astăzi a încercat să fie și un mesaj oarecum de unitate. În momentul în care au ieșit împreună cei doi președinți, președintele în funcție și președintele ales, care, apropo, a fost premier după ce Fico a trebuit să renunțe la guvernul său, da, în 2018, după toată nebunia legată de asasinarea lui Ian Cuciac. Și nu văd, deși a fost acel apel la calm și la o întrerupere parțială a campaniei electorale, nu văd din partea oficialilor guvernamentali să schimbe tonul. Din potrivă, în conferința de presă care au escaladat. Deși te așteptai ca astăzi cumva să fie altul mesajul, iată că nu e din partea puterii, dar acuzațiile vin către presă, societatea civilă și opoziție. Îți mulțumesc frumos, Andrei, pentru toate aceste detalii. Și continuăm acum discuția noastră cu invitații mei de la Studio Politic, candidați la europarlamentare, pentru că, iată, este o problemă europeană ceea ce vedem că se întâmplă astăzi în Slovacia. Sunt alături de mine Andy Cristea, candidat PSD la europarlamentare. Bună ziua! Nicu Ștefănuță, candidat independent la europarlamentare. Ionel Dancă, candidat Dreapta Unită și, de asemenea, este în legătură directă cu noi prin Skype și Alexandru Muraru, candidat PNL la europarlamentare. Bună ziua! Bună ziua! Bun, aș începe cu dumneavoastră, domnule Muraru. Cum vedeți ceea ce se întâmplă astăzi în Slovacia și dacă considerați că este până la urmă rezultatul unui discurs al urii până la urmă, practicat poate de ambele tabere, pentru că ambele tabere par să exagereze în momentul în care, iată, clivajul din societate devine atât de adânc. Este fără discuție o escaladare pe scară largă în societățile europene, iar dacă punem în context istoricul statelor din Europa Centrală și de Est, chiar dacă despre acest istoric vorbim de 70 sau 80 de ani în urmă, lucrurile sunt cu atât mai grave. Există totuși, și trebuie spus acest lucru, o întreagă istorie a asasinatelor politice în Europa, cu precădere în anii 70, în anii 80, chiar în anii 90, dar în același timp trebuie spus că acesta este cel mai grav atentat la adresa unui prim-ministru european în ultimii 20-22 de ani, pentru că ultimul prim-ministru asupra care a existat un atentat care a însemnat și asasinarea acelui prim-ministru a fost premierul Serbiei în 2004. Acum, sigur că acest lucru este de neconceput și tentativa este în sine un act șocant și absolut condamnabil, atât Partidul Național Liberal, cât și am văzut liderii politici din România au condamnat la unison acest lucru. Trebuie spus că România, din păcate, în ultimii aproape 4 ani s-a alăturat unui număr de state europene în care partidele extremiste, partidele de factură neofascistă au pătruns în parlamente, pentru că atmosfera în România și în mediul public românesc și în parlament s-a degradat continuu
începând din decembrie 2020 până astăzi. Vă reamintesc că în ultimii ani noi am avut agresiuni la adresa unor miniștri fizice, am avut acel atac abominabil în SNSPA, deci într-o universitate, și la adresa profesorilor, și la adresa studenților, și la adresa instituției. Am avut două încercări de a penetra Parlamentul României și am avut numeroase cazuri, în special comise de reprezentanței partidului extremist AUR, împotriva unor demnitarii statului român sau personalități ale statului român. Mi-aduc aminte aici atacul și îndemnurile la violență împotriva lui Raed Arafat. Pentru că nu sunt prezenți reprezentanții ai AUR în emisiune și regulile campaniei electorale ne cer să avem un punct de vedere și din partea dumnealor, aș vrea să ne limităm referirile la aceștia. Dar, până la urmă, situația este destul de limpede, valul extremist există în toată Europa. Acum, analiștii spun, domnule Cristea, că până la urmă această creștere a partidelor extremiste în Europa se datorează unui eșec a partidelor tradiționale și a politicilor de până acum. Întrebarea este, cum facem să ne revenim după acest eșec? Cum întoarcem pagina? Cum schimbăm traiectoria asta nefericită pe care pare să fi intrat întreaga Uniune Europeană? Vă mulțumesc și apreciez întrebarea dumneavoastră. Pot fi mai multe ipoteze de lucru. Dumneavoastră ați menționat eșecul partidelor mainstream tradiționale, iar pe acest val extremiștii s-au urcat și se întâmplă lucruri abominabile despre care discutăm. Putem să discutăm despre o abordare diferită, modul în care tehnologia și avansul tehnologic perturbă toate interacțiunile din societate și dă peste cap acel mod de funcționare a societății, fiindcă viteza de avans al tehnologiei depășește cu mult capacitatea umană de adaptare și, fără să intru în concepte seci, aș putea spune că asistăm la o întoarcere de la o cultură a textului scris și aliterației la o cultură a oralității digitale, în care, de exemplu, logica argumentelor este înlocuită de intensitatea emoțiilor sau poate conținutul audio-video, care este mult mai de impact decât textul scris, o are asupra oamenilor care au acces la informație diversă. Deci spuneți, practic, că problema e în altă parte. N-am spus asta, am spus că este o problemă reală și politicienii din partidele tradiționale au partea lor de vină, numai că este un subiect pe care putem să-l privim din multe perspective și ce sigur, trebuie să spunem este că orice simplu, fel de violență fizică, cu siguranță, orice fel de violență fizică este condamnabilă și nu este de tolerat în Uniunea Europeană. Bun. Mențin practic întrebarea. Cum facem să întoarcem foaia, domnule Ionel Danca? Păi aici, iarăși, făcând recurs la istorie, pentru că astfel de episoade, din păcate, din nefericire, nu sunt specifice doar epocii în care trăim astăzi. Și dacă ne uităm în istorie, într-adevăr, una dintre cauze este că în societate apar fragmente extremiste sociale care nu se mai regăsesc în clasa politică care domină scena politică. Soluția recomandată de majoritatea teoreticienilor politici este de a aduce aceste elemente extremiste din societate în rândul partidelor, că despre asta este vorba, democrația, de a da voce, vedem că se întâmplă de a da voce, de a da voce, da, dar ideea este de a-i aduce într-un partid democratic care să democratizeze și să impună o toleranță a manifestărilor extremiste. Prin urmare, clasa politică, clasa politică, cu cât împinge extremismul, că văd această retorică, inclusiv la coaliția de guvernare, ne-am unit împotriva extremismului. Este exact ceea ce nu trebuie să existe în discursul public. Cu cât împinge extremismul în afara clasei politice, în afara scenei politice, îi dai motive să recurgă la astfel de gesturi extreme. De aceea, ele
fenomenele ele, da, trebuie sancționate, dar ele trebuie integrate. Ele trebuie integrate în partidele democratice, tocmai pentru a democratiza aceste manifestări. Unu, deci clasa politică care are o retorică greșită față, și în Europa, și în România, față de aceste manifestări extremiste. Poate mulți dintre cei, sigur, nu vorbim în cazul de față care exista vreo justificare pentru gestul acelui atentator, dar poate multe dintre revendicărilor acestor extremiști, să le spunem, poate își au o justificare, poate sunt niște nemulțumiri sociale acolo care trebuie tratate, nu ignorate, nu respinse, nu excluse din discursul politic, din discursul public. Și a doua cauză majoră este presa. Nu presa este de vină, dar cu cât o putere, în Slovacia este clar că asistăm la așa ceva, cu cât o putere încearcă să controleze presa, să controleze dezbaterea publică, să nu lase vocile diferite din societate să aibă spațiu de exprimare, vocile respective tind să devină extremiste și să recurgă la manifestări extremiste pentru a ieși în spațiu public, pentru a se face auziți, pentru a se face cunoscuți. Deci este pur și simplu manual politic ceea ce vă spun acum. Asta este în toată teoria politică și societatea politică, atât europeană cât și cea românească, trebuie să trateze altfel aceste probleme. Cei care sunt considerați extremiști trebuie înțelegi, trebuie aduși la masa discuțiilor, trebuie integrați în societate și în clasa politică. Un număr și mai mare de data aceasta față de ultimele alegeri europarlamentare, vor fi și mai numeroși, toate sondajele la nivel european o indică, vor fi mai numeroase partidele ultraconservatoare, ultranaționaliste, chiar cu viziuni anti-europene, vor fi mult mai numeroși, domnule Neștefănuță, în Parlamentul European. Partidele pro-europene deja au anunțat că vor să facă acel cordon sanitar, nu așa îi spun, să nu colaboreze cu aceste partide. În ce măsură vor fi influențate politicile europene de o prezență mult mai mare, nu majoritară, rămân minoritari în Parlament, dar o voce mult mai puternică? Cum vor fi influențate proiectele europene în perspectiva aceasta? În primul rând, să începem de la început. Alegerile sunt peste aproape o lună. Să nu anticipăm rezultatul. Eu sunt unul din cei care cred că extrema dreaptă trebuie oprită, nu dialogat cu ea, nu inclusă, nu făcută bună de salon și primită și invitată. Nu ne pupăm cu Simion și cu mai știu eu cine, ci din potrivă sunt pentru acel cordon sanitar. Eu cred că s-a greșit în România, că prea am lăsat spațiu de discuție, de relativizare. Trebuie să fim foarte fermi. Da, dar că suntem împotrivă. Ajuns în Parlament că au fost votați la urne. Corect, este opțiunea unor oameni, nu militeze niciun caz pentru a nu avea. Eu nu am simțit pe stradă, tocmai am strâns 100.000 de semnături. Eu nu am simțit acel val extremist pe stradă și am stat 30 de zile în ploaie, în vânt, non-stop și nu l-am simțit. Deci hai să nu anticipăm, hai să nu facem acel bob de sare care se prevale fără nicio rezistență din partea mea. Dimpotrivă, candidatura mea este o candidatură antifascistă, antiextremistă, asumată, nu îmi doresc așa ceva. Doi, sănătate mentală. Nu discutăm suficient în țara asta, nici în alte țări, despre sănătate mentală. Individul care a recurs la așa ceva este evident un om foarte tulburat. Este un gest execrabil pe care nu ne mai dorim, nu își mai dorește nimeni în Europa anii 30 cu asasinate, cu Icheduc, acum a fost la noi, sau alții de genul acesta. Nu ne mai dorim, vă dați seama, în România, că este foarte posibil. Ați văzut că era plin de bodyguard și totul s-a întâmplat. Asta ar fi posibil și la noi. Și trei, accesul la arme. Hai să nu copiem toate porcăriile care vin din Statele Unite, de exemplu, și unde accesul la arme este facil. Avem un al doilea... Unde și în Slovacia au un regim destul de relaxat al armelor. Avem un al doilea caz grav în fosta Cehoslovacie, nu în Cehia, acum câteva luni. În Germania, un europarlamentar a atacat... Așa, un colegul meu de bancă din Parlamentul European, de altfel, a fost atacat grav când lipea postele, afișe. Deci nu este normal. Vă doriți să vedeți așa ceva în România? Deci, izolarea extremei dreapta, nu ne mai pupăm cu Georgică și cu nu mai știu cine, ci spune foarte clar, nu aveți ce căuta, nu facem majorități cu ei, nu facem moțiuni cu ei, nu facem alte lucruri cu ei, pentru că altfel îi legitimizăm în fața oamenilor. Pe mine nu mă interesează acești oameni, nu au ce căuta pe scena politică și extremismul duce exact la asta. Și
și duce înapoi România și nu înainte. Bun, vă mulțumesc pentru răspunsuri. Luăm o scurtă pauză. Când revenim, ne uităm la un protest care are loc chiar la această oră în fața guvernului. Cum vă spuneam, oamenii își doresc salarii mai mari. Din informațiile noastre, însă, guvernul nu e deschis să vină cu o ofertă înspre domniile lor. Revenim cu detalii în doar câteva clipe. Rămâneți alături de noi. Și așa cum vă spuneam mai devreme, este val de proteste în administrația publică. Chiar în aceste momente, angajații guvernului protestează cu doar 3 săptămâni înainte de alegeri. Și angajații din Parlament, dar și din unele ministere își arată nemulțumirile și amenință cu grevă. Vor salarii mai mari, dar și condiții de muncă mai bune. Care sunt aceștia? Dar și cum le-au răspuns oficialii, ne spune colega mea, Andreea Gheorghe, care se află acum la guvern. Andreea. Bun găsit tuturor! Ne uităm în primul rând la angajații din cadrul guvernului, chiar din subordinea premierului Marcel Ciolacu, cei din cancelaria premierului și din cadrul secretariatului general. Aceștia încă de la începutul acestei săptămâni au ieșit în stradă nemulțumiți de salariile pe care le au. De altfel, chiar în aceste momente are loc în Piața Victoriei un protest spontan și au întrerupt aceștia activitatea timp de o oră și cer salarii mai mari cu 40%. Lor li s-au alăturat și în semn de solidaritate și angajații din Parlament. La fel, spun că nu le-au crescut salariile încă din 2017 și că acestea ar ajunge în medie la 5.500-5.700 de lei net. Chiar au avut și un mesaj pentru premierul Marcel Ciolacu. Spuneau sindicaliștii care îi reprezintă că liderul PSD, în calitate de președinte al Camerei Deputaților, cunoștea activitatea lor, deci ar trebui să știe cât muncesc și până la urmă să le asculte nemulțumirile. Totodată știm că sunt nemulțumiri și în ceea ce privește angajații din cadrul muzeului și bibliotecilor. Aceștia au anunțat că, la fel, că vor salarii mai mari și că vor boicota noaptea muzeelor în semn de protest dacă autoritățile nu le ascultă solicitările. Premierul Marcel Ciolacu a spus că nu va da curs unui șantaj. Totuși, astăzi, în ședința de guvern s-a discutat despre o propunere de majorare a salariilor pentru aceste categorii de angajați și dacă pentru ei am putea să vedem chiar săptămâna viitoare salarii mai mari pentru angajații din guvern, din informațiile noastre, ar urma să nu se ia aceeași măsură și să nu le crească lefurile. Vom vedea ce se întâmplă în perioada următoare. Totuși, este important de menționat că și angajații din cadrul Ministerului Fondurilor Europene sunt nemulțumiți. Spun aceștia că sunt alți angajați ai statului care se ocupă de fonduri europene, au un volum de muncă ceva mai mic decât al lor și totuși au salarii mai mari. Mulțumesc, Andreea. Domnule Muraru, sunt bani la guvern pentru majorări salariale sau nu sunt? Acum, doamnă, sigur că noi știm foarte bine că în fiecare an electoral diverse categorii socioprofesionale găsesc acest moment ca fiind cel mai potrivit pentru a-și clama revendicările și pentru a reuși să obțină din partea guvernanților sumele pe care le doresc sau spre care tind pentru majorările salariale. Aici trebuie spus că există o sumă întreagă de inechități în grila de salarizare și cel mai bun exemplu este cel legat de angajații din muzee și în general din instituțiile de cultură. Acolo, într-adevăr, salariile sunt mici. Păi vă dau un exemplu ce s-a întâmplat, spre exemplu, în 2017, când, dacă nu mă înșel, ordonanța 5 sau ordonanța 3 a mărit salariile doar celor din instituțiile de teatru și spectacole, chiar le-a dublat sau de cele mai multe ori mai mult decât atât. Ori aceste instituții de teatru și spectacole erau alături de muzee, de case memoriale, de instituții de cercetare. Și au rămas nu în urmă. Deci sunt oameni care, cu studii superioare, care au salariul minim pe economie. Bun, și sunteți în coaliția de guvernare și poate puteți să îndreptați deja această scăpare. Păi să știți că această propunere de majorare... Uite, spune domnul Danca, aici mi-amintește că aveți și Ministerul Culturii. Păi da, această propunere de majorare a venit azi, da. A venit din partea doamnei ministru Raluca Turcana, ministrului liberal. Și repetați, sigur că aici trebuie menționată o altă chestiune legată de faptul că este o întârziere mare și Ministerul Muncii trebuie să vină
Cu legea salarizării, știm. Proiectul legii salarizării, care sigur are un deadline de aprilie. Dar știți, corecturi punctuale pentru anumite categorii profesionale s-au mai făcut. Și acum, să nu vă las singur, îl întreb și pe domnul Cristea, care are premierul acum. Dacă domnul Muraru are ministrul culturii, dumneavoastră aveți premierul. Găsim bani sau nu? Și sunt și de la Buzău, nu? Sunteți și de la Buzău, ia. Uitați, lucrurile din punctul meu de vedere stau în felul următor. Suntem în campanie electorală, ne apropiem de alegeri, mai sunt 3 săptămâni și discutăm despre un subiect important care are un mare potențial să inflameze opinia publică. Încerc să am o abordare sinceră și constructivă. Ideea în felul următor. Pentru a avea un stat puternic, ai nevoie de instituții puternice. Acele instituții nu sunt clădiri goale. Ai nevoie de un aparat de lucru și niște funcționari bine pregătiți, motivați și plătiți la un nivel corespunzător. În teorie, lucrurile întotdeauna sunt clare și limpezi. Practica ne omoară. Practica da. Ne omoară, cu siguranță. E foarte dificil și cu siguranță domnul Marcel Ciolacu, dincolo de faptul că sigur este șeful meu de partid și suntem colegi de partid, cumva fiind membrii aceleași formațiuni, domnia sa are capacitatea demonstrată și în trecut de a gestiona asemenea discuții sensibile cu categorii socioprofesionale. Vedem, are angajații de la guvern în stradă. Nu este ușor. Vă rog să nu mă apreciez dacă nu mă întrerupeți, pentru că la rândul meu dau dovadă de o conduită elegantă, domnul Dancă. Dacă îmi dați ideea... Să-și termine, domnul Cristea, ideea, vă rog. Sunteți foarte elegantă. Vă mulțumesc frumos. Ce vreau să spun este că noi, ca stat, putem să mergem înainte dacă nu creăm falii și dacă nu vedem privatul și sectorul public ca fiind entități care joacă jocuri de sub mânură, dacă vreți. Ar trebui să coopereze. Încă o dată, în teorie, toți știm să facem lucrurile. În practică este ușor mai dificil. Dar vreau să și asta e ultima mea frază ca să îi dau domnului Dancă posibilitatea de a comenta dacă dorește. Da. În momentul... Deci, moderator, mulțumesc. Cu plăcere, cum considerați dumneavoastră. În momentul în care guvernul PSD a venit și la alegerile, de fapt PSD a venit la alegerile din 2020 decembrie și în programul de guvernare pe care noi ni l-am asumat și cu care am dat votul de investitură în Parlament, am spus în 2024 salariul mediu net în România va fi peste 1000 de euro. Este o realitate factuală dovedită de INS, salariul mediu net, deci bani în mână, este undeva peste 5000 de lei. Dar știți că tot ați evitat să vorbiți despre oamenii ăia din stradă. Pentru că este foarte dificil, nu pot eu să justific sau să spun dacă salariul lor este mare sau mic prin raport cu responsabilitățile și competențele lor. De asta spun că este dificil. Bun. Domnule Dancă. Da, domnule profesor, să vă spun cum se poate citi acest protest atât al celor din muzee, cât și al celor de la Cancelarie și de la Ministerul Fondurilor Europene. Pe de o parte, cei din muzee clar au un nivel de salarizare care este o bătaie de joc. Amenințarea lor cu greva i-a determinat pe cei din guvern să ia în serios în considerare posibilitatea de a face o majorare salarială la o anumită categorie socială. Eu am fost șeful Cancelariei prim-ministrului în 2020. Ce se întâmplă când un minister anunță că trebuie făcută o majorare pe o anumită categorie socială? Se mai trezesc 2-3 ministere care spun, păi da, și la mine, stați un pic, la Cancelarie salariile nu au mai fost majorate de nu știu când. Și la fonduri europene apar alte doleanțe. În cârdășie, doamna Dumitrescu, în cârdășie cu cei care conduc ministerele, ieșiți, fraților, protestați, spuneți că avem o situație nasoală, greu de tolerat în Cancelarie, la Ministerul Fondurilor Europene, ceea ce este total aberant și fals. Deci la Cancelarie, vă spun că majoritatea angajaților de acolo sunt, în același timp, în diverse proiecte europene angajați, și care iau sporuri pentru fonduri europene. Asta este situația de la Cancelarie. Deci să nu iasă cei din Cancelaria prim-ministrului cu fluturașul de salariu, pentru că nu ăla este venitul. Da? Iar la Ministerul Fondurilor Europene au spor de 75% deci pentru... Deci ai pentru... în fișa postului să exact, se ocupe de exact. Europene. Deci este pur și simplu, aceste proteste sunt cusute cu ața albă, pentru că s-a trezit o categorie socială pe bună dreptate să protesteze și s-au gândit să se lipească de această categorie alte 2-3
să nu le spun, două, trei bun, instituții lipitoare, da? Nu cer puțin, domnule. Deci este scandalos ceea ce vor să facă. 40% ar vrea majorare. Eu vreau să amintim un pic de oamenii care ies în stradă, și profesorii anul trecut și cei din cultură anul acesta. Nu este vorba de niște indivizi puși de vreun partid sau de altul, ci vreau să vă spun foarte clar. În domeniul cultural, eu vin din Sibiu, sunt proteste ale sindicatelor, de exemplu, din Filarmonică, pentru că se încearcă privatizarea actului cultural, se schimbă funcționarii permanenți cu contractual, că e mai ieftin. Actul cultural este zero. Winston Churchill, care mie îmi place foarte mult, spunea dacă luptăm războiul și nu finanțăm cultura, pentru ce mai luptăm? Toma Caragiu a zis, se poate trăi fără artă? Da, dar nu vreau să trăiesc așa. Deci fiecare, pentru noi, bugetul României, trebuie să privim bugetul și să spunem, este educația o prioritate? Nu. Este cultura o prioritate? Nu. Biden spunea asta, nu-mi vorbim mie de priorități, mie arată în bugetul. Și bugetul României nu finanțează în acest moment nici cultura, nici educația. Sunt considerate domenii fără mamă, fără tată, neimportante, să spun așa. Ce sunt importante? Bineînțeles, pensiile speciale, politicienii, deplasările și toate chestiile astea. Îmi pare rău să o zic, dar sunt oameni care suferă legitim în țara asta. Fără cultură avansăm cu o generație care nu este educată, după aceea ne plângem de extremism și așa mai departe. Eu cred că trebuie să dăm educației și culturii ceea ce merită. Bun, acum aș vrea să mergem mai departe. Se alătură discuției noastre domnul Cioma Botond, candidat UDMR pentru funcția de președinte al Consiliului Județean. Bună ziua! Bună ziua! La începutul emisiunii vorbeam despre discursul urii scăpat de sub control, pornind de la tentativa de asasinat din Slovacia. Și este un discurs care este foarte prezent și la noi. Și chiar George Simion, de exemplu, a făcut referire într-un discurs la Cluj, la UDMR, în termene, ce să zic, cel puțin neelegante, ca să spunem așa, spune că UDMR este o creatură hidoasă și șovină, practic, și nu este prima oară când are astfel de derapaje de limbaj, domnule Cioma Botond. La Satu Mare a făcut aceste declarații și, bun, aș fi vrut o reacție din partea dumneavoastră, în primul rând, la această declarație. Este cert că violența verbală naște și violență fizică. Din păcate, asta am putut să vedem și în Slovacia, prin acest atentat împotriva primului ministru Robert Fico. Și sigur, AUR, de când a intrat în politică, recurge în mod frecvent la violență verbală, în Parlament, pe stradă. Pe mine erau să mă bată auriști în fața Parlamentului. Strigau că îmi iau gâtul când mergeam pe jos către Parlament, către Camera Deputaților. În cadrul unui protest, mi-amintesc. În cadrul unui protest. Deci asta fac ei. Ei se hrănesc din ideologia legionară, se hrănesc din violență și tactica lor e cu cât mai rău, cu atât e mai bine pentru ei din punct de vedere politic. Asta fac ei. Asta bun, fac acum, care să fie soluția să preîntâmpinăm să se ajungă chiar la acte de violență fizică și, Doamne ferește, la mai mult de atât? Aici, în platou, discutam puțin mai devreme că ar fi o variantă să-i aduci la masă, să stai de vorbă cu ei, să încerci să democratizezi această mișcare. E asta o soluție? Nu știu dacă se poate discuta cu ei. Eu vă spun sincer, eu sunt liderul de grup de la cameră, eu văd săptămânal ce fac în Parlament. Nu știu dacă cu asemenea oameni poți purta un dialog. Sunt de acord cu dumneavoastră, sigur. Să încercăm să facem un dialog. Dar este posibil să dialoghezi cu oameni de asemenea factură care cunosc numai scandalul și de fapt nu vor un dialog. Ei vor numai scandal, că asta fac. Nu știu dacă îi putem convinge să accepte dialogul. Pe de altă parte, cred că în anumite momente instituțiile statului ar trebui să-și facă treaba. Dacă sunt sigur că în acești 3 sau 4 ani de când ei fac politică și la nivelul Parlamentului, au fost cazuri și în Parlament sau și în stradă de exemplu, când faptele lor constituau infracțiune.
Și în aceste, și în aceste cazuri, eu cred că instituțiile statului, instituțiile de forță ale statului român ar fi trebuit să-și facă treaba. Pentru că e inacceptabil că unii pot comite infracțiuni și nu li se întâmplă absolut, absolut nimic. Pentru că ceea ce ei fac e incitare la violență, prevăzut de codul penal. Și mi-aduc aminte că poliția totuși a deschis atunci un dosar, adică mi-aduc aminte chiar că au fost... Dar dosar să ajungă în instanță? Asta e, că nu știu în ce stadiu mai sunt dosarele astea, dar mi-aduc aminte că poliția a fost prezentă chiar în Parlament, atunci a luat declarații după protestul da, de care amintați și dumneavoastră. Mi-a luat și mie declarație, da. Eu atunci am luat decizia, poate că am greșit, eu atunci am luat decizia să nu depun plângere penală, poate am greșit, dar au fost și alte cazuri. Eu cred că instituțiile statului trebuie să ia atitudine în aceste cazuri. Bun. Vă mulțumesc frumos pentru aceste răspunsuri. Luăm o scurtă pauză și revenim. Am revenit și pentru că tot am reprezentanți ai majorității partidelor care candidează la europarlamentare. Vreau să facem așa un joc, dacă vreți. Domnule Muraru, încep cu dumneavoastră un pronostic. Cât credeți că reușiți să obțineți la alegeri și de ce? Cu ce argumente? Ne întâlnim după alegeri să vedem dacă s-a câștigat pariul sau nu. Vă spun imediat, doamnă. La alegerile locale, PNL va câștiga alegerile locale, deci va fi pe primul loc pe țară. E bătaie pe podiumul ăla, așa. Da, pentru că acum 4 ani noi am obținut 34%. Bun, și acum câștigați. Chiar dacă n-am avut cel mai mare număr de consilii județene sau de primării, votul politic este cel care dă, aha, de fapt, câștigătorul și podiumul pentru alegerile locale. Adică voturile, okay, pe care le obține partidul politic în consiliile și la euro? Locale și județene. Și vă fac aici o paranteză. PNL n-avem foarte mult timp, deci dacă vreți să-mi ziceți cât obțineți și la euro... Doamnă, care a depus liste 95% din unitățile administrativ-teritoriale din România. PSD a depus în 90%, AUR în 50%, bun, iar USR și Alianța Dreapta Unită în 130%. Și la euro ce pronostic aveți, domnule Muraru? Pentru că există un principiu, vă răspund imediat, nu poți să iei voturi acolo unde nu ai liste. Așa. La europarlamentare, cred că alianța PNL-PSD va lua peste 50% și asta fără redistribuire. Redistribuirea mandatelor va aduce cel puțin 3-4 mandate. Domnule Andy Cristea, peste 50 la euro, presupun că nu-l contraziceți cu domnul Muraru. Eu cred că domnul Muraru va fi membru al Parlamentului European. Și așa, sunt foarte serios când spun acest lucru. Și pe ce loc e pe listă? Domnia sa cred că este pe 21. Oh, ok. Da. Ambițios, ambițioasă păi, tine. Și la locale câștigă PSD? Și la locale câștigă PSD? M-aș uita la date. Datele sunt seci, dar ne arată o realitate obiectivă. Din 3.000 și ceva de UAT-uri, PSD la acest moment are cei mai mulți primari, în jur de 1.500, și cred că Partidul Național Liberal în jur de 1.200. Deci PNL și PSD ar avea 2.700 de primari din totalul de 3.000 și ceva. Da, până în 4.000. Scorul va reprezenta practic această realitate, care deja este factuală, există. Bun, dar tot nu mi-a zis. Ați fost pe împăciuire. Dacă PSD și PNL că, împreună primul loc. Domnul Muraru a zis de PNL că e pe primul loc. Că, cu siguranță PSD va fi pe primul loc. Nu niciun dubiu la vreau spectacol vi-l oferim. PSD pe primul loc întotdeauna. Dreapta Unită ce face? Dreapta Unită va fi principala alternativă la guvernare după aceste alegeri prin votul românilor. Asta este ceea ce noi ne-am propus. Când spuneți alternativă, vizați majoritate? Deci, principala alternativă pentru următoarele alegeri. Eu candidez și la Consiliul Județean Ilfov, din partea Alianței Dreapta Unită, sunt candidatul Forța Dreptei și bătălia noastră în Ilfov este cu un partid comasat, de fapt nu e un partid comasat, sunt două mafii comasate, PSD și PNL, într-o singură listă comună și un singur candidat, Hubert Tuma, împotriva căruia ne luptăm cu argumente, nu cu alte gen de manifestări. Și vrem să devenim principala alternativă în Ilfov și în toată țara la partidul comasat PSD-PNL. Bun. Domnul Nicu Ștefănuță, practic, alergați singur. Care-i pariu? Ați observat o aroganță a partidelor și când am discutat subiectul salariilor. Partidele se cred șefii României și nu este cazul. Din sumele pe care le-au dat colegii, a ieșit peste 100%. Dar eu vă zic de pe stradă că nu se pot baza pe oameni.
Eu mizez ca un candidat independent, verde, progresist, asumat, cu politici pentru tineri, la peste 500.000 de oameni și mult peste acel 3% de care are nevoie un independent. Și mai mult de atât, mizez pe cel puțin 20 de candidați independenți care vor câștiga primării importante în țara asta, începând cu asta din București, bun, începând vedem, cu alte sectoare. Vedem nu dacă lăsați partidele să vă arunce praf în ochi vedem în privința dacă pariurile celor 100% din ceea ce controlează. Pe 10 iunie și analizăm împreună. Eu vă mulțumesc pentru atenție. Urmează știrile orei 16 în direct. Traian Băsescu cu colegul meu, Cristi Citre. Rămâneți alături de noi.